Am fost prieten cu Nichita Stănescu ca și cu Marin Sorescu. De la Nichita Stănescu, un poem dedicat lui Eminescu. E un dialog intitulat Tu n-ai murit. Tu n-ai murit pentru că eu sunt trupul tău care vorbește cu vorbele tale. Când drag îmi este mie pe lumea asta, cu iubirea ta mă gândesc la amorul tău. Mihai, dacă ai ști cât de tare îmi lipsești, ca și ochilor, ca și pietrelor și curcubeilor, le-am zis de tine că întârzi le-am zis, că nu treci de sânge, ne trebuie să renaști și nici anapoda de raze ca să ne fii cu noi de față. Mihai, tu care ești mai tânăr decât mine, gândind în vorbele tale, nu mă lăsa să îmbătrânesc. Mihai, nu de înțelepciune duc lipsă, de cântec. Mă auzi? De cântec! Mă auzi? De cântec! M-a apucat apoi a pietrelor, apoi a ierburilor, m-a apucat apoi a fructelor de toamnă. Mihai, cineva trebuie să guste această apoie coaptă și miezoasă, creierul sâmburos al acestei apoi nu este creier descreierat, ca dovadă timpul ce trece, secunda prea repede ce ni s-a dat. Ca dovadă locul tău în sâmburele limbii acesteia, ca dovadă inima ta ce a făcut pat din creierul meu, ca dovadă singurătatea mea, care nu credeam să învăț a muri vreo